Potrivit datelor oficiale furnizate de operatorul Apa Ser Valea Jiului, societatea de apă și canalizare a ajuns într-o perioadă extrem de dificilă din punct de vedere financiar. Populația la nivel de blocuri a scăzut la 30% și la gospodării cu 20%, iar operatorii economici sunt tot mai puțini. Ca să supraviețuiască operatorul de apă și canal din sudul județului, este nevoit să aplice în cel mai scurt timp un plan tarifar nou, adică prețul pentru apa potabilă va crește cu 1,2 lei, iar pentru canalizare cu 1,1 leu. La anul va fi nevoie de o nouă ajustare. Dată fiind creșterea prețurilor la utilități, precum și a inflației, consilierii județeni au aprobat noul plan tarifar propus de Apa Serv Valea Jiului. Mai este nevoie doar de avizul Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, ANRSC, prin care prețul apei va crește de la 6,93 de lei metrul cub la 8,13 lei metrul cub, iar pentru canalizare de la 4,6 lei la 5,7 lei. Noile tarife nu au intrat încă în vigoare și ar putea fi valabile doar până la sfârșitul acestui an. Din ianuarie 2024 ar putea să fie valabile noi planuri tarifare.